Primarul din Albeni a fost dus la audieri după ce, într-un filmuleț postat public, recunoaște că a luat mită pentru a face o angajare. Ionut Stan este filmat în biroul de la primărie. Banii ar fi ajuns la el prin intermediul unui bărbat pe nume Florin. Bă, dar la mirlugul ăsta de doctor, de la-i tu angajatatea? Sincer, dar spunem sincer, ei lua ceva pentru angajare, dar spunem sincer. Nu știu, că a fost atunci cu zilele comunii prima dată. Pentru atunci a fost. Păi nu. Nu mai știu, știu Florin a vorbit de el. Da, sau Florin a vorbit de el. Dar nu mă dorim Florin, că nu mă interesează Florin. Păi și ați luat 3.000 de euro la doctorul ăsta? Nu. Da cât? Nu. Dar sincer, spunem că știu o vorbă și tot spun pe urmă. Păi nu, spune-mi tu, nu mai rețin, 1.000, 1.500 nu mai rețin exact. 1.500 de euro? Nu mai știu exact. De bani cash? Da. I-a adus el? Da. Cui i-a dat, lui Florin sau ție? Nu mine, lui Florin. Lui Florin, da, nu? Contactat telefonic, primarul nu a răspuns pentru un punct de vedere oficial. La parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a fost înregistrată o plângere penală împotriva primarului din Albeni. Ionut Stan este acuzat de luare de mită, abuz în serviciu și instigare la fals.